Cetățenii ale căror acte de identitate expiră sau cei care nu și-au reînnoit buletinele o pot face în prag de alegeri. Ca de fiecare dată, Direcția de Evidență a Populației Târgu Jiu își va prelungi orarul de funcționare. Gorjenii care, din diferite motive, nu pot ajunge la sediul instituției sunt ajutați să intre în legalitate. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, mai ales pentru acele persoane cu dizabilități care nu se pot deplasa, cât și la solicitarea unităților de protecție socială, precum și a unităților penitenciarelor. Am desfășurat 23 de acțiuni cu camera mobilă de la începutul anului și până în prezent. Cu această ocazie am pus în legalitate 48 de persoane care n-au solicitat deplasarea cu camera mobilă. Autoritățile avertizează că cei care refuză să intre în legalitate riscă să fie amendați. Conformitate cu prevederile legale, amenda pentru nerespectarea termenului de preschimbare este între 40 și 80 de lei. În prezent, peste 2000 de persoane figurează în evidențe ca neavând acte de identitate, doar 540 de cazuri fiind justificate.